Deși vârsta înaintată este cel mai cunoscut factor de risc pentru apariția Alzheimer, aceasta nu mai este de fapt o boală specifică bătrâneții. Primele semne pot apărea mult mai devreme. Medicii atrag atenția că este nevoie să consultăm cât mai repede un specialist. Despre simptome, dar și metode de investigare a acestei boli, discutăm cu domnul profesor Gheorghe Iana, medic neurolog, este în direct cu noi. Domnule doctor, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Salut, bună seara. În primul rând, aș vrea să fac o mică corecție. Sunt radiolog, supărător de radiologie și mă ocup de partea de diagnostic de neuroradiologie. Foarte bine, mulțumim tare mult pentru precizare. Ajutați-ne să înțelegem care sunt simptomele pe care nu trebuie să le ignorăm, indiferent că avem 20, 30, 40 de ani. În momentul de față, în România sunt diagnosticați cam 270.000 de persoane cu boală Alzheimer. Problema este că după 65 de ani, o persoană din 15 este diagnosticată cu Alzheimer. Ce este foarte important? Important este modul de viață, regimul de viață și în momentul în care trecerea de la un mod de viață activ la un mod de viață pasiv influențează negativ dezvoltarea și evoluția neuronală. Practic, noi ca și diagnosticieni trebuie să venim în sprijinul pacientului. O depistare precoce a semnelor prin consult clinic și prin diagnostic imagistic la care se adaugă explorarea lichidului cefalorachidian și eventuale examinare de tip PET-CT cu FDG, care stabilește metabolismul celulelor nervoase, se stabilește practic circumstanțele și cu exactitate starea sub materiei nervoase existente în momentul respectiv. În momentul de față se lucrează mult la cercetare, pentru că sunt peste 13.000 de articole publicate numai în ultimii ani pe studiul bolii Alzheimer. Este o boală a vieții moderne, să zicem așa. Și acum, sunt oameni care probabil că se întreabă dacă uitatul sau faptul că nu-și pot aminti lucruri elementare din viața lor, lucruri de bază, reprezintă un pericol sau nu? În principiu, când apar goluri de memorie de orice tip, trebuie să fim atenți, să ne îndreptăm spre un medic și să cerem un consult de specialitate. Pentru că un gol de memorie poate să fie de scurtă durată și să fie generat de o altă simptomatologie, de ordin vascular sau de pur și simplu de fenomene de oboseală care modifică funcționalitatea cerebrală. În schimb, dacă aceste fenomene persistă, atunci trebuie să ne pună un semn de întrebare nouă sau membrilor familiei, pentru că ei sesizează primii lucrurile acestea. Pentru că ne-ați descris foarte bine în debutul discuției care ar fi analizele amănunțite care se fac. Poate că ar trebui să existe un set standard de analize făcute anual, să intre în analizele de bază astfel încât să reușim să preîntâmpinăm dezvoltarea acestei boli, să ajungem în stadiu mult prea târziu la spital. Există cumva, dacă, sinceră să fiu, nu știu dacă există sau nu acest lucru. În principiu, după o evaluare clinică, când se ridică suspiciunea de debut sau de predispoziție pentru un debut de Alzheimer, trebuie făcută o serie de investigații și, în principiu, aceste investigații urmăresc trei linii. O linie clinică, se evoluează niște parametri, o linie paraclinică în care se evoluează anumite enzime, anumite se dozează din lichidul cefalorachidian și o cea de-a treia linie, linia imagistică în care se evaluează volumul cerebral. Scăderea volumului cerebral este un indicator care, un marker, practic, pentru debut de Alzheimer și se evaluează conexiunile dintre centrii nervoși prin tractografie. Adică, închipuiți-vă că fiecare centru aflat în creierul nostru este conectat cu ceilalți centri prin niște cabluri, să le numim așa. Aceste cabluri sunt formate din substanță albă, din neuroni, deci suntem cablați foarte bine interior. În momentul în care axonii neuronali, care sunt practic în structura lor, au mielină, enzima care este implicată în boala Alzheimer atacă mielina.
atacând mielina, distrugi căile de comunicare între centri și nu mai poți să faci conexiuni. Tractografia este o mapă, o hartă a acestor căi de comunicare între centrii nervoși. Mulțumesc, are identificarea mult, căi... Da, vă rog să vă încheiați ideea. Identificarea gradului de afectare a acestor centri ne poate da o informație foarte exactă asupra stadiului bolii. Mulțumesc tare mult, domnule doctor Iana, pentru prezență și pentru informațiile dumneavoastră. Acum, scurtă pauză și revenim în câteva minute și cu alte informații.